Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Azi o să facem 24 de ore în negru pe Brookhaven Roblox, dar o să fie premium, așadar o să fie super, super tare și o provocare! Aș aprecia tare, tare mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi! Bun, în primul rând trebuie să schimb culoarea orașului să fie mai negru, mai închis cumva. Să vedem dacă avem cum să facem treaba asta prin tematici. Asta mi se pare prea închis, adică e prea noapte. Cred că o să folosim tematica aceasta cu clădiri foarte negre, cum este aceasta de aici. Avem o clădire și acolo în spate, neagră. Ok, a zice că se potrivește cu tematica noastră. Să vă arăt puțin. Clădiri foarte înalte și închise la culoare. Da, merge, așa-i? Bun. Ce aș vrea să fac eu acum este să-mi fac ținuta. Începem cu părul negru premium, dacă îl găsim să luăm. S-ar putea să fie dacă nu luăm unul normal. Nu este. Deci o să luăm unul normal. Hai să vedem cum arată acesta. Un coc așa destul de ciudățel. Mamă, ce fain e. Asta îmi place așa pentru negru. Nu e negru simplu, dar mi se pare un negru superb. Așa, cu câteva șuvițe. Ok. O să păstrez freza. Și o să-mi iau haine negre. Hai să vedem. La negru avem multe variante. Mamă, deja arăt foarte, foarte bine. Îmi place. Bluza Adidas. Hai să vedem altceva premium, dacă ne place mai mult. Mamă, negru cu roz. Clar, asta rămâne. Deci nu facem clasic negru simplu, să facem clasic cu roz, cu combinat. Îmi place foarte mult cum arăt așa. Deci cred că o să păstrez asta sau... Sau așa... Nu știu ce să zic. Depinde de gusturi. Îmi place mai mult cu pantaloni. Acum să vedem accesorii. Din asta de bandită. Mi se pare că arată drăguț rău. Niște ochelari din ăștia. Mi pune sufreză. Deci nu merge. Ochelari pe cap. Mamă, ce bandită sunt! Mie mi se pare că arăt destul de interesant așa. Ok, nu sunt premium ochelarii, dar hai să încercăm și alții. Mamă, ăștia și mai mișto. Ok, și acum... Nu știu, să mai pun ceva accesorii la cap, negre. Niște căști? Băi, căștile superbe! Mi se potrivește și cu părul. Ia uitați-vă. Da, rămân, clar. Așa. Atunci să ne luăm noi un ghiozdan? Haide să-mi iau și ghiozdan, măi, că e școală. Trebuie să vă duc la școală cu ghiozdanul. Premium negru avem dacă nu luăm simplu. Nu avem, așa că o să luăm simplu. Acesta. Vai, ce drăguț arată! Ok, mie îmi place cum arăt. Nu știu de voi. Zici că sunt ceva chinezoaică. Curentul ăla Igor. Da, mie îmi place. Sunt faină rău. Mașina neagră. Mamă, stați că pentru episodul acesta o să-mi iau motocicleta aceasta. Și facem un pic mai neagră. Mamă, ce fain! Cred că puteam să o și aprind. Oh my god!
Ia uitați-vă ce bine arată! Woo! Deci negru este preferatul meu până acum, mi se pare foarte, foarte tare. Trebuie să mai merg puțin cu motocicleta să mai îmi vedeți sinuta. Da, negru e tare rău. Ok, o să mergem să-mi iau o casă neagră. Și bineînțeles să vedem acolo ce putem mânca negru. Am ajuns la destinație. Mi-a lăsat motocicleta acolo. Bun. Și acum să vedem ce casă să luăm. Neagră, o avem pe asta neagră. Dar nu e premium. Asta nu pot să o fac mai neagră decât e. Ok. De data asta nu o să iau o casă premium pentru că mi se pare mult mai faină asta pentru tematica noastră. Casa bântuită mi se pare mult mai faină pentru negru în general. Și hai să vedem dacă putem să o facem mult mai neagră decât e. Să tragem și ele așa să fie super, super neagră. Și cu motocicleta mea șmecheră. Hopa! Ia uitați-vă! Ce mișto poate să arate! Deci îmi place super, super mult! Ok! Să mai intrăm în casă? Intrăm dacă vreți să vă arăt foarte puțin. Deși știu că o cunoașteți, o să aprindem puțin becul că nu se vede nimic. Însă ținuta mea este super șmecheră! Așa! Sicriele! Uai, ce beznă e aici! Patul meu, până și patul meu e așa mai negru. Se încadrează în tematică. Bine, o să ieșim afară ca să vedem și noi ceva, pentru că e super, super beznă. Încă nici nu găsesc cările, efectiv. Așa, motocicleta mea super șmecheră. Bun, hai să vedem ce putem să mâncăm așa mai negru. Ciocolata. Este maro, cred. Nu e neagră. Cred că rămân flămândă. Hai să vedem. O lopată neagră pot să iau. Dar nu o pot mânca. Nu e de ciocolată. Nu cred că avem ce mânca. Pot să mă joc cu mingea în schimb. Iuhu! Super. Hai să mai vedem. Hai să zicem că asta e ciocolată neagră, deși este cam maro. Și înghețată, tot maro este. Cred că o să murim de foame la negru, că nu avem ce mânca. În schimb, la negru putem avea o geantă din asta cu bani. Super tare. Ce mai putem avea? Pistoale. Din astea așa. Pentru că se potrivesc. Cătușe. Bagaj. Plec în vacanțe. Ok. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul 24 de ore în culoarea neagră pe Roblox Brookhaven, dar premium. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, aș aprecia tare, tare mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi minunată și frumoasă ca și voi. Deci ne reauzim data viitoare și să scrieți în comentarii cu ce culoare mai vreți să fac. A, da, și în caz că nu ați dat like-ul ăla blană, știți cum zic? Glumesc, v-am pupat, vă dau o înghețată mai bine. Vă doare gâtul. Vă pupam, ne vedem data viitoare. Mă duc cu motocicleta mea super șmecheră. Uhuu!